Apreciez harul dumneavoastră și încrederea de a mă invita să împărtășesc și să mă bucur de harul pe care Dumnezeu l-a revărsat aici, la Dublin, peste dumneavoastră. Și cred că se împlinește din nou Scriptura. Vă aduceți aminte în Sfânta Scriptură cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel ne spune că noi suntem ispravnici ai harului lui Dumnezeu pentru cei care suntem copiii lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel, în limba engleză, e o traducere un pic parcă mai faină. You are ambassadors of Christ. Și pentru creștinii credincioși și români de aici, din Irlanda, din Dublin, noi suntem ambasadori. You are ambassadors of Christ. Aici, unde v-a lăsat Domnul și unde ne-a lăsat Domnul să fim. Și avem o responsabilitate de a împărtăși interesele cerului aici, pe pământ. De aceea, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și mi-aduc aminte, vineri seara am împărtășit un pasaj din Efeseni, acolo unde Apostolul Pavel ne cere, așa, mulțumesc mult, Apostolul Pavel ne cere să fim înțelepți în vremurile acestea în care trăim. Să fim înțelepți și în Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 15, îl recitesc din nou, luați seama. Deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu fiți neînțelepți, nu fiți nepricepuți și să fim înțelepți, să înțelegem care este voia lui Dumnezeu. Și iată că prin dumneavoastră 6 suflete avem un exemplu al înțelepciunii lui Dumnezeu și a împlinirii voiei lui Dumnezeu, pentru că a fost o zi în care a fost cercetați de Domnul și ați ascultat de Domnul. Dar pasajul acesta iarăși are fraza aceea frumoasă care ne provoacă pe noi, ca și creștini. Ne provoacă pe noi și în limba engleză sună iarăși un pic mai interesant și parcă mai corect. Ne învață cuvântul să răscumpărăm vremea, căci zilele sunt rele. Trăim vremuri în care ni se pune la test credința noastră, autenticitatea spiritualității noastre. De aceea aici spune, make the most of every opportunity. Orice ocazie pe care o ai, să-L slăvești și să-L glorifici pe Domnul. Să avem înțelepciune, să știm bine, să ne chivernisim resursele, timpul, energia, sănătatea, valorile, prioritățile. Să le regândim pentru ca astfel să fim înțelepți în vremuri ca și aceștia, să fim buni ambasadori ai cerului aici, pe pământ. Dar când vorbim de înțelepciune, noi trebuie să fim atât de conștienți că viața noastră este atât de vremelnică. Noi, aici este un preludiu la ceea ce urmează. Aici este doar o pregătire pentru ceea ce urmează. Și noi astăzi vă aduceți aminte, cuvântul lui Dumnezeu de multe ori ne atenționează, ne place aici pe pământ și câteodată prindem rădăcini și să cam adâncesc rădăcinile câteodată. De aceea, dacă dumneavoastră vă aduceți aminte, în Eclesiastru, capitolul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune, aduți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele, până nu se apropie anii când vei zice nu găsești nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, până nu se întorc norii îndată după ploaie, adu-ți aminte de făcătorul tău până nu încep să tremure pasnicii casei mâinile și să se înconvoie cele tari picioarele, până nu se oprește cei ce macină dinții că s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe fereastră ochii, până nu se închid cele două uși dinspre ulețe, buzele, când uruitul morii slăbește, te scor la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântăreților se aud înăbușit. E o atenționare să ne aducem aminte de făcătorul nostru pentru că zilele sunt scurte. De aceea în versetul 7 zice, adu-ți aminte, versetul 6, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână. Și apoi versetul 7, adu-ți aminte de Creatorul tău, până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Va veni ziua și ceasul când vom pleca de aici. Va veni ziua și ceasul când sufletul se separă de trup
Și în momentul acela ne vom întâlni cu Creatorul. În ultimul verset din Eclesiastru, de fapt, ultimele două, să ascultăm de încheierea tuturor învățăturii tău. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine și fie rău. Acum, interesant este dacă ați mers vreodată pe la cimitire în România, în țara noastră, ați observat, sunt de multe ori zicale și tot felul de învățături pe acolo pe care le perindă oamenii, așa? Aici odihnește sau aici este locul de veci. Asta nu e adevărat. Asta e o păcăleală. Acolo nici nu-i locul de veci și acolo nu se odihnește nimeni, se odihnește niște oase care au putrezit. La moarte, sufletul se separă de trup. Trupul se duce în țărână și sufletul se întoarce înapoi la Dumnezeu. Deci noi suntem aici pentru că pentru noi, da, trupul, și interesant, îngrijim de trup și am prieteni care le mâncă cu verdețuri și o iau pe bio ca să trăiască cât mai lung, să fie sănătoși și gutare. Dar eu am văzut și oameni care slabi, care au murit și care au trăit tot cu bio și i-am îngropat. Pune mult accent pe ce este temporar, fizic și pământesc, dar nu punem accent pe ce este veșnic, pe sufletul nostru. Vă aduceți aminte ce spune cuvântul? Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea și să-și piardă sufletul? Ce ar da omul locul lui? Noi trebuie să fim atât de conștienți că trebuie să investim în sufletul nostru. Mi-aduc aminte, Calvin scria în una din cărțile lui și unul din capitole, mi-l țin minte, Learning to live in the light of eternity. Învață să trăiești în lumina veșniciei. Pentru că, am să mai citesc un pasaj ca să ne aducem aminte și să ne regândim puțin la vremelnicia noastră. Este un pasaj frumos în Psalmul 103. Și aici, în Psalmul 103, de la versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, că cel știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Omul zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea nu mai este și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Dar bunătatea lui ține în veci pentru cei ce se tem de el și îndurarea lui pentru copiii copiilor lui. Noi suntem vremelnici și vom părăsi pământul acesta. Dar va veni ziua și ceasul în care ne vom întâlni cu Creatorul nostru. Și în Amos capitolul, vă aduceți aminte, 12 spune, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Și de asta suntem noi aici. Suntem aici pentru că dorim, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, prin înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu, să ne pregătim să ne întâlnim cu Creatorul nostru, pentru că noi toți vom sta în fața tronului de judecată și vom da socoteală de viața noastră pe care am trăit. În scopul acesta, aș vrea să priviți împreună cu mine la un pasaj care scoate în evidență hotărârea pe care dumneavoastră ați făcut-o și hotărârea pe care noi trebuie să o facem. Mă gândesc că și în seara aceasta sunt suflete care încă n-au îmbrăcat haina albă. Aici nu este o chestiune de a schimba religia. Aici nu este o chestiune de a emigra dintr-o formă de biserică sau religie în altă parte. Eu predau de peste 20 ceva de ani un curs istoria religiilor. Și în cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Nu există în cuvântul lui Dumnezeu nici cuvântul catolicism, ortodoxism, baptiști, penticostari, catolici, presbiterieni, metodiști și așa mai departe. Religiile le-am făcut noi oamenii. În cuvântul lui Dumnezeu sunt două categorii de oameni. Oameni care sunt supuși lui Dumnezeu, dorniți să fie ascultători și împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu, sau cealaltă categorie de oameni care sunt rebeli, aroganți și respingători ai cuvântului lui Dumnezeu. Astea sunt cele două categorii de oameni. Acum că noi vrem să ne ascundem sub o anumită umbrelă și că ne face cumva într-un mod psihic să ne simțim mai liniștiți, eu cred și sunt oameni credincioși și chiar autentici în fiecare, în multe dintre religiile acestea. Dar nu eticheta noastră, religia noastră, denominația noastră contează. Contează relația noastră cu Dumnezeu. Cât de important este sufletul nostru? Pentru că ne spune cuvântul Dumnezeu, ne iubește cu o dragoste veșnică.
Suntem singurii creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A investit în noi frumusețea divinității. Dumnezeu. Singurii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Avem preț și avem câteva cântări frumoase. Avem valoare în ochii lui Dumnezeu. De aceea, în această seară aș dori și v-aș ruga să vă ridicați împreună cu mine, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Luca, capitolul 16, începând de la versetul 19, aici ni se scoate în evidență două categorii de oameni, două alegeri, două direcții, două veșnicii. Și toate sunt la alegerea noastră. Uitați-vă dumneavoastră împreună cu mine aici și citim împreună. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și-a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Apoi aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, Părinte Avrame, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, Părinte Avrame, a zis el. Și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Doamne, Tată, te cer, îndură-te de noi, te rugăm. Și lasă, te rugăm, Duhul Tău să ne vorbească. Deschide inima noastră, Doamne. Îndepărtează, te rugăm, orice piedică și orice obstacol, Doamne, pentru ca Duhul Tău să aibă toată libertatea de a vorbi, de a ne lumina, de a ne da înțelepciune, Doamne. Doamne, te rog, îndepărtează, te rugăm, și oboseala, orice piedică, orice obstacol, pentru ca astfel cuvântul Tău să aducă rod, să prindă rădăcini în inimile noastre, Doamne, pentru slava și onoarea numelui Tău. Te rog să-mi dai har și înțelepciune mie, Doamne. Într-un duc de smerenie, Doamne, să împărtășesc cuvântul Tău, pentru ca astfel toată cinstea și toată slava și toată onoarea să fie doar a Ta. În numele Domnului Iisus Te-am rugat. Amin. Vreau să ocupați locurile. Deci, dacă dumneavoastră observați în pasajul acesta, este unul dintre puținele pasaje care ne deschide un window, ne deschide un geam spre eternit. Ce se întâmplă după ce murim? Ce se întâmplă după ce trupul se duce în țărână și sufletul, unde pleacă sufletul? De aceea observați aici, avem două categorii de oameni. Două categorii de oameni. Două exemple de viață și de trăire. Avem două destine și două veșnicii, două alegeri pe care i-au făcut acești oameni. Unul dintre ei, ăsta care i-a plăcut pământul. Și interesant, ăsta trăia, era bogat, se îmbrăca în porfiră, în insubțire, ăsta era cu Gucci. Ăsta, ce să vă zic, ăsta îi plăcea să trăiască in style. Știa să, pentru el, fericirea, partiuri, plăceri, petreceri. Și zice, ducea o viață plină de veselie și strălucire. Și să știți că și nouă ne place chestia asta de multe ori. La noi în sală zice, niedeie. Noi ne place să fie niedeie în fiecare săptămână, să jucăm, să sărim, să într-un fel, într-un mod artificial, să ne, to make us feel good, știi, să trecem o țâră păstă în cazul. Și ăsta n-avea treabă cu veșnicia, cu ce se întâmplă dincolo. Live it now, enjoy it now, bucură-te acum, pentru că el nu știa ce urmează și că va mai fi ceva. Și aici este prostia și nebunia omului. El nu știe
că nu se gata totul aici. Vă aduceți dumneavoastră aminte, este un verset foarte interesant în Scriptură, care zice în 1 Corinteni 15:19, dacă numai pentru viața aceasta, v-a spus nădejdea în om, sunteți cei mai nenorociți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți. Noi trebuie să fii foarte atent. Dar nu înseamnă să fim leneși și putori să nu faci nimic. Investești, trăiești, muncești, să ai, să te bucuri de viață. Dar dacă toată nădejdea noastră este aici, acum, în ce facem, în ce vedem, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Pentru că noi nu vedem ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Planul pe care îl are Dumnezeu pentru noi. Bogatul ăsta, habar n-avea. Ăsta dacă ar fi avut Facebook, era toată ziua pe el. Dacă ar fi avut YouTube și mai știu eu ce, era toată ziua pe acolo, era probabil tăp în Hollywood, era cine știe pe undeva, până undeva unde să se împlinească firea lui pământească să fie satisfăcut. Și să știți că sunt mulți oameni care încerc să le vorbești despre Dumnezeu sau despre veșnicie sau despre Scriptură. Nici să n-audă. Vedeți, interesant, aici se vorbește despre viața veșnică. Deci vorbește despre două categorii de oameni, două exemple de viață. Al doilea, dacă vă uitați dumneavoastră, bolnăviorul nostru, așa, Lazar, și zice cuvântul lui Dumnezeu, zice, la ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și săracul. Acum, vedeți dumneavoastră, interesant este că aici se vorbește nu numai de două categorii de oameni, dar se vorbește de două locuri, două veșnicii. Două locuri unde vor petrece sufletele noastre, sufletele omului. Și aici, în pasaj, de patru ori se menționează chin. Uitați-vă în versetul 23. Deci, evident, au fost îngropați amândoi, au murit amândoi. Și zice așa, pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii și a văzut pe, de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui Avram, de două departamente, două locuri separate unul de celălalt. Într-unul era bogatul, așa, și într-unul era Lazar și Avram era acolo. Și interesant, ăsta era în chinuri. Dacă dumneavoastră vă uitați, în versetul 24 zice, Părinte Avram, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Iarăși, chinuit, în versetul 25, iarăși, zice, fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune. Și Lazar l-a luat pe cele rele. Adică pe cele care în ochii lui erau rele. Așa. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Este un loc de mângâiere. Este un loc în prezența lui Dumnezeu. Este un loc pregătit de Dumnezeu. Acum să știți dumneavoastră, când vorbim despre iad, nu este o poveste, nu este ceva de bau-bau, dar speria oameni. Iadul a fost creat de Dumnezeu. Raiul a fost creat de Dumnezeu. În iad va ajunge demonii, satana împreună cu toți aceia care aroganți, deliberat, resping cuvântul lui Dumnezeu, resping pe Fiul lui Dumnezeu și nu vor să împlinească voia lui Dumnezeu. Iadul n-a fost creat pentru om, nu. Dar în iad vor ajunge tot aceia care resping cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Raiul a fost creat pentru aceia care ascultă, împlinesc, cred și doresc să-L urmeze pe Hristos, așa cum vedem aici pe cei șase care stau în fața noastră. Deci, vedeți dumneavoastră, iadul este locul acela unde plânsul și scrâșnirea dinților. Focul cel veșnic, nici nu ne putem imagina că durerea și suferința care produce o durere veșnică pentru suflet. Asta e o realitate, nu numai într-un loc, Sfânta Scriptură vorbește. Uitați-vă împreună cu mine în Apocalipsa, capitolul 20. În Apocalipsa, capitolul 20. Pentru că aici, iară, se scoate în evidență un adevăr de care noi trebuie să fim foarte conștienți.
Noi când vom muri, sufletul nostru se va întâlni cu Dumnezeu. Nu vei sta în fața bisericii, pastorilor, preoților să fii judecat. Nu te va judeca omenirea, oamenii, nicine. Dumnezeu ne va judeca. Uitați-vă în Apocalipsa 20, zice așa, versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb. Și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și au fost deschise o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc, care este moartea a doua, adică despărțire de Dumnezeu. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Deci, două categorii de oameni, două direcții, două alegeri. Vedeți dumneavoastră? Și interesant, aici în pasajul acesta este un adevăr. Dacă ne uităm noi la el aici, se pare că bogatul ar fi crezut că mai are vreo șansă să treacă din iad, de la suferință să treacă dâncul aceea. Ama, în istoria religiilor s-au înființat niște doctrine de felul ăsta și în baza asta, purgatorie, gaza, noi credem că mai putem face cumva să le ușurăm focul, să nu-i ardă prea tare pe aia, știi? Așa, facem tot felul de tradiții și obiceiuri, crezând că se va, poate face ceva cu cel care a ajuns în iad sau a ajuns separat de Dumnezeu. Și uitați-vă dumneavoastră ce spun. Acum, noi românii credem, cine știe, poate că stă Sfântul Petru cu cheile pe acolo, îi dăm o cafă și el ne face intrare să scăpăm cumva, să intrăm dintr-o parte în alta. Nu fiți atenți aici, nu merge șmecherii. Uitați-vă ce zice cuvântul. Zice aici așa, pe lângă toate acestea, versetul 26, pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Nu se poate. Și apoi zice, dar părinte Avrame, stai așa, au pe Moise și pe proroci. Am încercat noi să rezolvăm problema. Nu se mai poate după. Aici trebuie să rezolv problema sufletului. Câtă vreme se zice, astăzi trebuie să hotărăști. Hotărârea nu poate lua cineva pentru tine în locul meu, în locul lui, în locul lucutare cu neauri. Neamurile să-și facă, nu se poate. Fiecare trebuie să decidă pentru el unde vrea să-și petreacă veșnicia. Acum, dacă ar fi să întreb în seara asta aici, cine vrea să petreacă veșnicia cu Dumnezeu? Eu nu cred că ar fi vreo unul care să zică, eu vreau să mă duc în iad. Doamne ferește! Cred că toți am dorit să petrecem veșnicia cu Dumnezeu. De aceea, în textul acesta sunt trei adevăruri care aș vrea să trec repede peste ele. Dacă vrei să ajungi să trăiești în prezența lui Dumnezeu, ce trebuie să faci? Care sunt secretele? Care sunt pașii? Lazar a ajuns acolo. Bogatul n-a ajuns. Ar fi vrut, dar a fost prea târziu. Prea târziu. Să nu aștepți până când nu mai poți lua hotărâre. Să nu aștepți până ajungi în scrâșnirea dinților, în iazul de foc, în văpaia iadului. Câteva adevăruri care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. Primul adevăr pe care aș vrea să-l vedeți aici, se pare că în versetul 29 și versetul 31, primul, dacă vrei să petreci veșnicia cu Dumnezeu, trebuie să dovedești ascultare de Dumnezeu, ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este esențial. Noi ne place să ascultăm de oameni, de povești, Noi, ca și oameni, avem responsabilitatea să ne supunem autorității divine, cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, înainte de a se înălța la cer, a spus, toată puterea, toată autoritatea mi s-a dat în cer și pe pământ. Noi nu ne supunem la second hand. Noi nu ne supunem la oricine și nu ascultăm de oricine. Pentru că ascultare implică supunere. Vedeți dumneavoastră? Uitați-vă dumneavoastră la versetul 29 și versetul 31. Zice așa. Avram a răspuns, stați puțin, versetul 27, bogatul a zis, rogu-te, dar părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci mai am 5 frați acolo pe pământ și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin, să fie chinuiți ca mine. Ăsta vorbește din iad, ăsta vorbește din chin, din suferință și se gândește la cei dragi, să n-ajungă și ei aici, unde sunt eu.
Avram i-a răspuns, au pe Moise și pe proroți să asculte de ei, să asculte de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă uitați la versetul 31 și Avram a răspuns, dacă nu o uitați, de fapt le spune, nu, părinte Avrame, a zis el, dacă se va duce cineva la ei din morți, oh, ceva miracole, să le bată la jam noaptea, înțelegi? Și să facă ceva babauri pe acolo și să plângă ceva icoane și să facă ceva minuni de aștia. Să știți că e interesant. O să vedeți dumneavoastră, Dumnezeu cere credință. Oamenii caută tot altceva. Să mai vorbească Dumnezeu, să mai spună, să mă sperie, ceva să vină, să tremur cumva. Nu. Ascultarea de Dumnezeu. Modelul nostru de ascultare îl avem în Iisus Hristos. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos din cer să fie ascultător până la moarte, să împlinească voia lui Dumnezeu. Asta este responsabilitatea noastră, nu modelul oamenilor. A suferit, a fost batjocorit, a lăsat slava cerească să dovedească ascultare de Dumnezeu. Când asculți de Dumnezeu, ai să pierzi. Când asculți de Dumnezeu, ai să fii batjocorit, că nu-i la modă să asculți de Dumnezeu. Nici vorbă. Am împărtășit cu cineva, am fost la o evangelizare între Arad și Oradea și la evangelizare au răspuns câțiva acolo și s-au ridicat în picioare și am să fac chemare și în seara asta. Oricum. Și Domnul a răspuns acolo, printre ei a fost un bărbat, un tânăr așa de vreo 35 de ani și ăsta entuziasmat l-a primit pe Domnul, fericit că l-a luminat Domnul ce înseamnă mântuire, viață veșnică și mai departe. Ei, după vreo un an m-am oprit iară pe la el să-l caut, să-l văd dacă ăsta e serios, dacă într-adevăr a făcut pasul. Și, oh, frate, extraordinar. Am niște experiențe cu Domnul, extraordinar. Ce experiențe ai? Zice, nevastă-mea cu mama m-a împachetat și m-a scos afară din casă. Nu, gândiți-vă dumneavoastră, diavolul, cât de parșiv e hoțul. El a făcut pace între soacră și noră. Și l-a scos pe ăsta afară din casă. Zice, m-a împachetat și m-a scos afară din casă. Cât timp am fost curvar și bețiv. Am fost plăcut. M-au acceptat. Odată ce m-am curățit înaintea Domnului și am vrut să fiu... Nu mai avut nevoie de mine. Deci observați dumneavoastră, interesant. Cuvântul lui Dumnezeu dovedește aici cât de importantă este ascultarea. Sunt câteva versete care le-am menționat eu aici. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 22. De ce este importantă ascultarea? În 1 Petru, capitolul 1, versetul 22... este esențial și zice așa, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, cum să ai tu curățire, sfințire? Oamenii nici nu vor curățire, înțelegi? Și ce interesant este, noi credem că Dumnezeu își revarsă binecuvântarea peste garbiciu și gunoiul din viața mea, nici vorbă. Dumnezeu nu-i comunist și Dumnezeu nici de bun. El nu revarsă binecuvântarea peste oricine. Așa credem și peste mine și peste... Nici vorbă. Fii atent, zice aici. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. V-ați curățit, zice, prin ascultarea de adevăr. De cine ascultăm noi? Și ce interesant este, ascultăm de orice, de oricine, dar nu cuvântul. Trăim niște vremuri groasnice, s-au răsturnat valorile, crize sociale, sentimentale, financiare, materiale, morale, toate. Și întrebarea este, de cine ascultăm? La cine ne supunem? Uitați-vă, este interesant că în versetul 2 Tesaloniceni, capitolul 1, de la 1 la 6, 2 Tesaloniceni, iarăși aici apostolul Pavel, într-un mod așa de clar, scoate în evidență importanța ascultării de Dumnezeu. Și este, eu zic că în zilele noastre aceasta este un imperativ, pentru că suntem provocați să ascultăm de oricine, să ne supunem, să ne ploconim și să ascultăm de oricine și de orice. Orice altă filozofie de viață, dar să nu ascultăm de Creatorul vieții. Uitați-vă la 2 Tesaloniceni 1, de la versetul 6 la 9, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să întristeze pe cei ce vă întristează și să dea odihnă. Așa, bine sunt? Așa, unul așa. Să dea odihnă atât vouă
care sunteți întristat, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer ca îngerii și puterii Lui. Într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este GPS-ul divin. Aceasta este revelația divină. Aceasta este felul în care noi ne dirijăm și ne conducem viața, trăirea, relațiile noastre aici pe pământ. Și cine nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, zice aici așa de clar, zice aici, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce n-au. Păi da, cum să asculte dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Mai mult decât oricând în vremurile astea de astăzi, întrebarea este, sunt eu ascultător de Dumnezeu? Este important pentru mine, avem divorțuri de toate felurile, oameni rebeli, bărbați care nu știu să-ți prețuiască soțiile, femei care nu știu să fie ceea ce le-a creat Dumnezeu. Și am vorbit cu una, zic, ascultă, femeie, tu știi de ce ai fost creat? Păi tu nu ai fost creat, carieră, important, să faci bani, important, poziție, important. Tu ai fost creată pentru soțul tău, mă. Tu ai fost creată să fii ajutorul potrivit al soțului, să fii delectarea lui, să fii... Tu ai fost creată pentru ea. Observați, orice soțul a fost creat să fie bărbatul, preotul în familie. Și când nu există ascultare de adevăr, nu poți să fii binecuvântat de adevăr, nu o să poți să fii slobod. Cum am discutat în seara aceasta. Mai este un verset în 1 Petru, capitolul 4. În 1 Petru, capitolul 4, iarăși aici cuvântul lui Dumnezeu, așa, 1 Petru 4 cu 17, zice așa cuvântul lui Dumnezeu aici, în ce privește ascultarea, că suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care este sfârșitul celor ce n-ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Care este sfârșitul? Care este... Dumnezeu ne spune care este sfârșitul. Dacă vă uitați puțin împreună cu mine la Ioan, capitolul 5, versetul 24. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 24. Aici, iarăși, cuvântul lui Dumnezeu vorbește clar despre ascultare. 24. Zice așa cuvântul aici. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele, ăsta este Domnul Iisus Hristos, fiți atent, nu cuvintele lui ăla, lui religia asta, aia altă și aia altă, filozofia asta de viață, a lui Buddha, a lui Muhammad, mai știu eu cine. Nu. Cine ascultă cuvintele mele, zice cuvântul lui Dumnezeu, și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu va veni la judecată și a trecut din moarte la viață. Dar la viața nu a bogatului. Viața care este în prezența lui Dumnezeu. Cine ascultă cuvintele cui? Cuvintele lui Hristos. Cât de discernământ și înțelepciune trebuie să avem în cine să credem și să ascultăm. No, acum, avem un pasaj în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22. În 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22, aici cuvântul lui Dumnezeu vorbește, ne spune, ne descopere, se uita la poporul lui Israel. Ăștia erau religioși cu templul lor, cu tradițiile lor, ca și noi, cu templul, cu tradițiile, obiceiile noastre. Și ce interesant este, avem o grămadă de bisericoși în zilele noastre. Mersul la biserică e important, este esențial. Pentru că aici auzim cuvântul lui Dumnezeu, ne hrănim și ne apropiem de Dumnezeu. Numai că vreți dumneavoastră, sunt o grămadă de religioși, o grămadă de bisericoși care nici nu înțeleg ascultarea de Dumnezeu. Dacă nu-i vorba de obiceiuri, de tradiții, de obiceiuri, bă, frate, extraordinar. Ai cravată, te îmbraci, mă duc la biserică. Ce să vorb? Uitați-vă dumneavoastră ce le scrie aici. Celora care erau, Domnul Iisus le pune hipocrites. Celora care sunt actorii, știi, care știe să fenteze. Samuel a zis lui, îi plac Dumnezeu mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și la
terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te voi lepăda, spune. Ascultarea face mai mult, observați dumneavoastră, decât jertfele și păzirea cuvântului mai mult decât grăsimea berbecilor. Ăștia mereau cu berbecii, cu viței. Acolo, pune acolo, du acolo jertfa. Da? Și sunt unii care vin la biserică cu pormoneu, pac, bagă-l acolo. Da? Și crede că dacă e mai gros, bagă-l acolo. Da? Mă duc la biserică, la... cineva zicea, vai, nu ești la biserică la ora 9? La ora 9 e Domnul acolo, zic, serios. Numai la ora 9 e Domnul acolo. Dar parcă Domnul vine la 9. Domnul este prezent oriunde. Și noi suntem chemați, nu prin tradițiile, obiceiurile și poveștile noastre religioase. Viața spirituală este o trăire cu Dumnezeu în ascultare și în supunere de Dumnezeu. Ce l-a adus pe Lazar acolo a fost ascultarea. Ce l-a adus pe bogat în iad, în flăcări, a fost neascultarea de Dumnezeu. 2. Uitați-vă dumneavoastră, pe lângă, dacă vrei să ajungi să petreci veșnicia cu Dumnezeu, auzi, poți să treci, că acum e la modă, treci de la ăștia la ăștia, la o religie, la altul, că ăștia mă primesc, că ăștia mă, așa. Nu, poți să treci unde vrea, dacă nu este ascultare de Dumnezeu, asta prețuiește Dumnezeu. 2. Credința în Dumnezeu, credința în Iisus Hristos. Ascultare modelată după Iisus Hristos, credința în Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la versetul 31 din textul nostru, la versetul 31 din Luca. Aici este scos în evidență, așa, nevoia de credință. Nu vei ajunge în cer prin nimic altceva, așa, decât din credința în Dumnezeu, credința în Domnul Iisus Hristos. Așa, zice pasajul nostru, desigur, nu părinte Avraam, a zis el, să se ducă cineva la ei din morți. Versetul 31. Și Avraam i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede. Credința vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Credința este esențială și dacă nu să vă uitați aici, în Evrei, capitolul 11, versetul 6, spune, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Orice ritual, orice poveste, orice obiceiuri, orice tradiție. Nu, credința în Dumnezeu, fără credință este cu neputință. Credința este un dar de la Dumnezeu. Și prin credință ne conectăm cu Dumnezeu. Este felul în care noi ne conectăm cu Creatorul nostru. Ca să primim neprihănirea lui Dumnezeu. Uitați-vă la Romani, capitolul 3, versetul 23. Neprihănirea nu se capătă prin fapte. Nu. Neprihănirea se capătă prin credința. Deci, de ce? În cer nu va ajunge oricine acolo. Numai cel care este neprihănit, considerat neprihănit, aprobat, justificat înaintea lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 3, versetul 23, iarăși apostolul Pavel scrie cei din Roma și zice așa, versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți. Nu există unul din noi care să fie păcătuit într-un fel sau altul. Și toți sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea în Iisus Hristos. Deci, vedeți dumneavoastră, aici răscumpărarea pe care noi avem este în Domnul Iisus Hristos, prin Domnul Iisus Hristos și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Dacă ne uităm puțin mai jos aici, zice, unde este dar pricina de laudă? Versetul 26. Pentru că în vreme de acum să-și arată neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Hristos. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu. Ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, nu prin faptele legii, nu prin efortul nostru. Deci credința este atât de necesară pentru noi, pentru că, vedeți, prin credință câștigăm statutul, platforma aceea pe care Dumnezeu ne-o dă în Iisus Hristos, care a fost făcut neprihănire pentru noi. Tot în Romani, capitolul 10, versetul 10, cuvântul spune, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mărturie. Prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Ăsta nici nu l-a interesat neprihănirea, omul bogat.
Dacă vă uitați puțin mai jos, în Efeseni, capitolul 2, versetul 8, spune: prin har ați fost mântuiți, prin credință, prin credință căpătăm neprihănire, prin credință căpătăm mântuire. Și în Marcu, același lucru, în Romani, capitolul 10, versetul 9, mântuirea este de la Dumnezeu prin credința în Dumnezeu. Esențialul credinței, vă aduceți aminte când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ și când credința ta te-a mântuit, dacă crezi vei fi mântuit. Au fost oameni eliberați prin credință, au fost de duhuri demonice, au fost oameni vindecați, tămăduiți prin credință, iertați prin credință de Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte la un moment dat, ucenicii au adus la Domnul Iisus Hristos unul bolnav, așa, era paralizat și n-a mai avut loc să-l bage în casă și-o spart tavanul. Au intrat până acoperiș. Dar e foarte interesant. Domnul Iisus zice, le-a văzut credința. Cui? A lui aia. Vedeți, dumneavoastră, esențial, credința noastră lucrează spre binecuvântarea altora. Și am mai avut cazuri în care le-a văzut, l-a dus un slăbănog și le-a văzut credința lor. Ce poți însemna dacă ai în familie oameni care nu-L cunosc pe Domnul, care trăiesc fără frică de Dumnezeu? Prin credința ta ai un rol atât de esențial să te apropii de Dumnezeu. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea ta, dorința ta, când doi sau trei și vor vindeca pe cel bolnav. El nu știe. Dar Dumnezeu l-a vindecat și pe slăbă. Poate nici nu vedea. Era probabil handicapat, era bolnav, nici nu putea vorbi. Și s-a trezut vindecat datorită credinței lui. Gândiți-vă noastră cât de esențială este credința noastră aici în Irlanda. Ca țara asta să fie vinovată. Oamenii din jurul nostru, vecinii noștri, să spună: bă, românii ăștia, they're crazy. Ăștia, fii atent la ei, mă. Fii atent cum caută pe Dumnezeu. Cât de supus sunt la Dumnezeu. Câtă credință au în Dumnezeu. Pentru binecuvântare. Uitați-vă dumneavoastră, tot în ce privește credința, primim viață veșnică de la Dumnezeu, pentru că asta vorbește pasajul nostru. În Ioan, capitolul 3, începând de la versetul 15, vedeți dumneavoastră aici cine vorbește despre credință, în Ioan, capitolul 3, de la versetul 15, zice: pentru ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. Bogatul n-a crezut. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu. Pentru ca oricine crede, în cine? În El, să nu piară, să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume să judece, ci lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Deci observați dumneavoastră, mai avem un pasaj care este atât de minunat, este în Ioan capitolul 6, în Ioan capitolul 6, care vorbește despre importanța credinței, și am mai citit un pic aici înainte, de la versetul 38. Domnul Iisus spune: căci m-am coborât în cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, și El voi învia în ziua de apoi. Mântuire, neprihănire, sfințire, sunt multe pasaje, viață veșnică, eliberat, prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Vindecare, binecuvântare, astea toate le căpătăm prin credință. Omul acesta a pierdut mântuirea, a pierdut viața veșnică, pentru că el n-a crezut în Dumnezeu și a ajuns în iad. Deci vedeți dumneavoastră cât de importantă este credința, nu în oricine, nu în orice. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui ca noi să credem în El. Singurul care poate ierta este Domnul Iisus Hristos. Am avut o studentă care a venit la mine și mi-a zis: da, domn profesor, dar dumneavoastră ce ziceți de Maria, Maica Domnului? Zic: auzi, eu cred că Maria a fost o femeie deosebită, a fost o femeie neprihănită, a fost o femeie aleasă de Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Prin Maria s-a născut Fiul, s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a divinității. Mântuitorul s-a născut prin ea. Nu mai există altcineva așa o femeie aleasă ca și Maria. Dar ea n-a murit pe cruce pentru noi. Iisus Hristos a murit. Slăvit să fie numele Lui. Da, Sfântul Anton, Sfântul Nicolae, Paraschiva, toate. Vedeți dumneavoastră, orice altceva, numai nu Iisus Hristos. Deci dacă cineva
în seara aceasta dorește viață veșnică, singura șansă de eternitate, de a scăpa de iad, este ascultarea de Dumnezeu și credința în Fiul lui Dumnezeu. Dacă vrei neprihănire, sfințire, vindecare, iertare, iertarea nu poate da nimeni, biserica nu iartă păcatele, papa nu iartă, preoții nu iartă, nimeni nu poate ierta păcatele decât cel care a murit pe cruce. Amin. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor. Ultimul punct în seara aceasta, deci, viață veșnică. Doi oameni, unul a ajuns în iad, altul a ajuns în rai. Unul a fost destul de înțelept ca să asculte de Dumnezeu, să creadă în Dumnezeu. Unul rebel, arogant, a ajuns în iad. Nu ascultare, nu credință în Dumnezeu. Dar uitați-vă dumneavoastră la ultimul adevăr aici în textul nostru. Zice cuvântul aici în Luca, așa, n-o să vă vină să credeți dumneavoastră ce auziți acum aici. Zice, Avram i-a răspuns, au pe Moise și pe proroci să-i asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce cineva din morți, se vor pocăi. Fii atent! Ăsta în iad o știu de pocăință. Dacă n-o trăit, n-o știu de pocăință. El în iad o știut că oamenii trebuie să se pocăiască și o știut că pentru el a fost prea târziu să se pocăiască. Și le spune, fă cumva ca ăia cinci frați ai mei să se pocăiască, să n-ajungă pârliți, arși, în chin, ca mine. Din iad au zberat, spune-le să se pocăiască. Doamne ferește, să fie vreunul în seara asta să se trezească în iad și să afle prea târziu că trebuie să te pocăiești. El s-a trezit în iad și-o știut că el nu s-o pocăi. Nu, acum, să clarificăm câteva adevăruri aici despre pocăință, pentru că în ce privește adevărul pocăinței s-au făcut multe învățături de astea de folclor. Și foarte interesant, când eram mic, eram la sat, știți, și pătăți pruncii de pocăiți când meream la frizer, nu tudea chel. Dacă ești pocăit, a, ce ciudă mi era, pentru că aia alți care nu erau pocăiți avea și părul țâră mai lunguț și doream și să uite cât o fătucă la mine, un părul țâră mai mare, nimic, chel, toți pocăiții stați aici până, ziceam că era Kojak, dacă vă aduceți aminte dumneavoastră. Chel. Era pe moda aia, pe vremea aia, când erau pantalonii trapez, dacă dumneavoastră de vârsta mea vă aducea, erau strâmți până aici și fâlfâiau de aici în jos. Nu, ce ești pocăit, ițari. Ce pantalon trapez. Pocăința nu stă în modă. Pocăința nu stă în freză. Pocăința nu stă... Oh, interesant este cum felul în care noi încercăm... Oh, păi sunt unele biserici, ca nu cumva să porți verighetă la biserică. Scoate afară! Nu-i voie în biserică să mergi tu cu verighetă. Vai, să se aranjeze femeia... O țiră la... Nu-i voie, păi femeia pocăită n-are. Păi ea trebuie să arate așa cu coșul. Trebuie să arate așa. Tot erați așa, dacă ai niște coșuri, fie așa palidă, ca așa. Pocăința, fiți atenți, pocăința, metanoia, nu înseamnă schimbarea vieții. Fiți atenți, vă rog. Metanoia nu înseamnă schimbarea vieții. Metanoia înseamnă schimbarea minții care duce la schimbarea vieții. Dacă nu se schimbă mintea și gândirea, n-o să se schimbe viața. Dacă vrei să schimbi numai viața, vei fi un om moral, vei fi un om etic și iadul va fi plin de oameni morali și etici care au respins pe Hristos. În rai vor fi și curve, și hoți, și bandiți, și criminali care au ascultat de Hristos, au crezut în Hristos și au primit ca mântuitor pe Iisus Hristos pentru că s-au pocăit. Pocăință înseamnă schimbarea minții, a gândirii. Este înnoirea minții, o regenerare a minții, o dezbrăcare de omul cel vechi, îmbrăcare cu omul. Ai altă perspectivă în viață, ai alte valori. Nu înseamnă că nu o să mai păcătuiești.
Noi de multe ori confundăm pocăința cu mântuirea. Mântuirea este momentul în care l-ai primit pe Hristos. Momentul în care te-ai hotărât, ești născut din nou. Ai crezut în Iisus Hristos. Ai fost confruntat cu adevărul lui Dumnezeu. Ai crezut în Iisus Hristos, l-ai primit ca mântuitor. Vedeți dumneavoastră, a venit la Isaia, ei nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în el, li s-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Așa ca și dumneavoastră aici. Mântuire este un eveniment. Nașterea din nou începe la mântuire. Pocăința este un proces continuu. Începe la naștere din nou. Zice unul către mine, păi frate, vătran, eu m-am pocăit acum 40 de ani. Zic, destul de rău. Tu trebuie să te pocăiești continuu, mă. Schimbarea, transformarea aceasta este continuă. De aceea observați aici, bogatul s-o trezi târziu. Dacă dumneavoastră vă uitați în Matei, capitolul 4, versetul 17, și avem mai multe pasaje, mesajul Domnului Iisus Hristos a fost, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ioan, așa de important este mesajul pocăinței. Pocăința este o lucrare pe care o face Dumnezeu. Nu o faci tu. Dacă întrebi cineva, măi, de ce nu te pocăiești? Știi ce spune? Mă tem că nu mă pot ține. N-ai să te poți ține. Niciunul nu ne putem ține. Este Dumnezeu care te ține. El îți dă și puterea, și dorința de înfăptuire, și puterea. De-aia Apostolul Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Așa mai departe, dacă dumneavoastră vă uitați la Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30. Faptele Apostolilor, 17, versetul 30, cuvântul lui Dumnezeu, aici zice așa, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Na, fii atent, pocăința nu este o alegere sau un îndemn, nu este doar o simplă dorință, este porunca lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, pocăiește-te și crede în Evanghelia. Este porunca, nu a oamenilor, este porunca Domnului Iisus Hristos. Nu-ți spune, fă-te baptist, fă-te menică, fă-te nu știu ce. Nu, spune, pocăiește-te. Adică, părere de rău, pocăință este o schimbare pe care o face Dumnezeu în mintea noastră, în gândirea noastră. Regret la trecutul meu, urăsc păcatele mele, urăsc trecutul și încep o viață nouă cu Dumnezeu, sub puterea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și de faptul că cine se pocăiește în Faptele Apostolilor, vedeți, 3 cu 19, citiți versetul ăsta, ne apropiem de încheiere, zice așa, în 3 cu 19, ăsta e un verset care merită ținut minte, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare. Auzi, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. De ce? Ca să vi se șteargă păcatele. Să nu te aștepți să ai păcatele iertate dacă nu te pocăiești. Poți să faci orice fel de ritualuri, să dai cu busuioc, faci ce vrei. Te duci la toate bisericile și mănăstirile. Dacă nu te pocăiești, dacă nu lași schimbarea aceasta divină în mintea și în gândirea ta, nu o să fie nici iertare de păcate și nu o să fie nici înviora. Aș vrea să închei cu Romani, capitolul 2, versetul 38. Romani, capitolul 2, versetul 3 la 8. Dacă vrei să ai viață veșnică, ascultare de Dumnezeu, credință în Dumnezeu și pocăință de la Dumnezeu. Uitați-vă la Romani, capitolul 2, și cred că o să-l avem pasajul, așa dacă îl putem avea și pe ecran. Romani, capitolul 2, de la versetul 3, zice așa. Nu, știți, ne place să comparăm pe alții. Da, nu mă pocăiesc, că uită la ăla, uită la ăla, uită la ăla. Spiritualitatea este o chestiune personală, individuală. Și zice așa. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce se vărsesc astfel de lucruri pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduințe și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Harul, bunătatea, faptul că ești aici, faptul că ai mai avut o dimineață, faptul că poți să te privești soția ta, copilașii tăi, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, la schimbare după voia lui Dumnezeu? Uitați-vă dumneavoastră, zice mai departe. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua
mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celora ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Eu sper că în seara aceasta nu este nici unul în seara aceasta care să se împotrivească adevărului și să asculte de nelegiuire. Două categorii de oameni, două alegeri, două veșnicii, iadul și raiul. Unde vrei să petreci veșnicia? Dacă vrei să petreci veșnicia cu Dumnezeu în raiul lui, ascultare de Dumnezeu. Credință în Dumnezeu. Pocăință pe care dă Dumnezeu. Aș vrea să te întreb în seara aceasta. Nu la întâmplare suntem aici și vedem exemplul atât de real și clar a celora care au ascultat de Dumnezeu, au crezut în Dumnezeu și s-au pocăit. Știi ce spune cuvântul? Cine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu de el. Dacă te rușinezi de oameni, se va rușina și Domnul de tine. Aș vrea să te întreb în seara aceasta. Cea mai importantă hotărâre pe care o poți lua este să hotărăști viitorul sufletului tău, conștient că Dumnezeu te iubește și te vrea cu gelozie pentru tine. Dumnezeu nu vrea să fii pedepsit, să ajungi în iad. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, să ajungi să petreci veșnicia cu El. Ar fi așa de minunat în seara aceasta, nu e mare filozofie aici, nu e nevoie de mare teologie și sofisticație. Vă aduceți dumneavoastră aminte de tâlharul de pe cruce? Astăzi vei fi cu mine în rai. Schimbarea o produce Dumnezeu. Atâta să spui, da, Doamne, așa cum sunt la Tine vin, putere n-am, Tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin. Este un cântec așa de minunat, care cred că o să-l cântăm în seara aceasta la calvar. Păcatul mi-e șters. În cer vor ajunge cei care au trecut pe la calvar, care au gustat din dragostea puterii iertării Domnului Iisus Hristos. Gândește-te în timpul acestei cântări, pentru că Domnul te iubește și te dorește să petreci veșnicia cu El. Credință în Dumnezeu, ascultare de Dumnezeu și pocăință față de Dumnezeu.